Dacă ești înotător și te-ai întrebat ce suplimente nutritive ai putea să iei ca să-ți îmbunătățești performanțele, îți ofer răspunsul în acest video. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv la Centrul Superfit din București și te invit să te abonezi la canalul meu. Acest video vine în completarea primului clip despre nutriția înotătorilor pe care îl găsești aici sau în descriere. Hai să discutăm despre suplimentele nutritive. Pe lângă aderarea la un plan de nutriție adecvat, aportul unor suplimente nutritive ar putea favoriza atât starea de sănătate a sportivilor, cât și performanța. În acest video mă voi limita la a vorbi doar despre suplimentele nutritive cu rol ergogenic, adică cele care au capacitatea de a îmbunătăți direct performanțele sportive, lăsând pentru alt clip suplimentele care sunt sursă de nutrienți, așa cum sunt concentratele proteice și de carbohidrați, aminoacizii liberi sau complexele de vitamine. Înotătorii folosesc în mod curent suplimente nutritive. Chiar și atunci când există o bază solidă de dovezi pentru utilizarea unor astfel de produse, te sfătuiesc să fii conștient de protocoalele adecvate de utilizare și să ții cont de costul produselor, atât în ceea ce privește cheltuielile financiare, cât și riscul doping. Înainte de a lua decizia să le folosești, este de preferat să ceri sfatul unui specialist cu experiență. Pentru început, să vorbim despre cofeina. Aportul de cofeină în dieta sportivului este un element obișnuit, deoarece se găsește într-o mare varietate de alimente, cum ar fi cafea, ceai, ciocolată, băuturi energizante și geluri. Cofeina se absorbe rapid, detectând niveluri ridicate în sânge la 15-45 de minute după aport și niveluri maxime la o oră după aport. Această substanță are capacitatea de a îmbunătăți performanța sportivă, stimulând sistemul nervos central datorită efectului antagonist al adenozinei. De asemenea, ea crește nivelul de catecolamine, îmbunătățește contractilitatea musculară, îmbunătățește potențialul de acțiune și reduce percepția efortului. Există dovezi din protocoalele sporturilor de anduranță că dozele mici până la moderate de cofeină, adică 1-3 mg pe kilogram corp, sunt la fel de eficiente ca și dozele mai mari, respectiv 5-6 mg pe kilogram corp, în obținerea beneficiilor, având un risc mai redus de efecte secundare. Un studiu a arătat că o doză moderată de cofeină, adică 3 mg pe kilogram corp, consumată cu o oră înainte de o serie de sprinturi, a crescut performanțele, așa cum se poate vedea și în acest grafic. Cofeina poate fi consumată în băuturi uzuale, cum ar fi cafeaua, sau ca ingredient în unele produse sportive, de exemplu unele geluri sau shoturi de cofeină. În continuare, să vorbim despre creatină. Obiectivul suplimentării cu fosfocreatină este creșterea concentrației de creatină musculară cu scopul de a maximiza resinteza ATP-ului prin intermediul sistemului fosfagen. Pe scurt, creșterea cantității de energie rapid disponibilă, adică exact ceea ce ai nevoie în probele scurte. În cazul antrenamentelor de mare intensitate, suplimentarea cu creatină permite o mai mare încărcare, ceea ce conduce la adaptări mai importante. Beneficiile pentru înotători se manifestă atunci când vorbim despre antrenamente cu intervale și cele cu intensitate crescută. Doza recomandată de creatină este de 3-5 grame pe zi. Se poate începe cu o perioadă de încărcare de 5-7 zile în care se administrează 20 de grame pe zi. Contrar miturilor care circulă pe net, creatină este o substanță sigură, fără efecte secundare pentru persoanele sănătoase și cu multiple beneficii atât pentru performanță cât și pentru sănătate la modul general. Un alt supliment nutritiv folosit de către înotători este bicarbonatul de sodiu. Creșterea nivelului de ion de hidrogen derivată din disocierea acidului lactic duce la scăderea pH-ului sângelui și al celui muscular. Această creștere nedorită a acidității organismului perturbă rata glicolitică, adică metabolizarea glicogenului muscular, perturbă de asemenea captarea și recaptarea calciului în reticulul sarcoplasmatic, scade viteza de contracție musculară și determină creșterea percepției efortului. Suplimentarea cu bicarbonat de sodiu permite eliberarea ionilor de hidrogen în sânge, evitând o situație de acidoză extremă în compartimentul intracelular, care ar putea inhiba contracțiile musculare, fiind astfel principalul agent reglator al echilibrului acidobazic la nivel extracelular. S-a demonstrat că suplimentarea cu bicarbonat de sodiu crește nivelul pH-ului sanguin și astfel crește performanța la probele scurte de înot, mai ales atunci când acestea sunt efectuate în serii, ceea ce poate îmbunătăți și calitatea antrenamentelor, permițând corpului să se adapteze. Iată aici rezultatele unui studiu care demonstrează aceste afirmații. Să vorbim despre beta-alanină. Scopul principal al suplimentării cu beta-alanină este creșterea nivelului de carnozină musculară. Carnozina, la fel ca bicarbonatul de sodiu,
joacă un rol important în reglarea pH-ului, dar are un mecanism diferit față de bicarbonatul de sodiu, acționând la nivel intracelular. Pe lângă efectul său de reglare a echilibrului acidobazic, carnozina îmbunătățește performanțele și prin potențarea activării miozin-ATP-azei, precum și îmbunătățirea sensibilității la calciu a fibrelor musculare datorită funcției sale antioxidante. La notători, suplimentarea cu beta-alanină pentru creșterea carnozinei musculare poate fi o strategie utilă pentru a susține adaptările la antrenament și performanțele la concursuri. Într-un studiu de 4 săptămâni efectuat pe notători, rezultatele au arătat îmbunătățirea timpilor opțiunilor la probe de 100 și 200 de metri, care au fost chiar mai buni atunci când s-a administrat concomitent beta-alanină și bicarbonat de sodiu, așa cum se poate vedea și în acest grafic. Se recomandă suplimentarea cu 6,4 grame pe zi beta-alanină timp de 4-6 săptămâni, administrată în 4-8 doze de 0,8-1,6 grame. Un alt supliment interesant este nitratul. Aportul de 3-400 mg pe zi de nitrat, sub formă de nitrat de sodiu sau suc de sfeclă roșie, a demonstrat o dublare sau triplare a nivelului plasmatic de nitrați. Creșterea nivelului plasmatic de nitrați poate duce la o creștere simultană a nivelului de oxid nitric, care reglează fluxul sanguin muscular, precum și reglarea respirației mitocondriale, proces generator de energie. Practic, suplimentarea cu nitrați a crescut timpul până la epuizare la intensități submaximale. Suplimentarea se face cu 150-180 de minute înainte de efort. Vitamina D are multiple funcții legate de performanța sportivă, remodelarea osoasă fiind una dintre ele, la care se adaugă îmbunătățirea contracțiilor musculare, sintetizarea de noi proteine musculare, precum și îmbunătățirea funcției imunitare. Mulți notători au un risc crescut de hipovitaminoză D. Aceasta poate fi provocată de expunerea limitată la lumina soarelui, deoarece cea mai mare parte a antrenamentului are loc în spații interioare, iar sportivii de performanță își dedică de obicei restul zilei unor activități sedentare pentru a facilita refacerea post-efort. Evident, cei care se antrenează în bazine la exterior au un risc mult mai redus. Pentru a evita efectele negative asupra performanței care sunt asociate cu un deficit al acestei vitamine, notătorii ar trebui să-și verifice periodic nivelurile serice. În cazul în care este necesară suplimentarea, se recomandă doze de aproximativ 10 micrograme pe zi. Colostrul bovin este laptele produs de vaci după ce acestea dau naștere vițeilor și este cunoscut ca un produs bogat în imunoglobuline și factori de creștere. Deoarece notătorii suferă frecvent de infecții ale căilor respiratorii, s-a propus suplimentarea cu colostru bovin pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului imunitar, scăzând riscul de imunosupresie și infecții ale tractului respirator. În unele studii, suplimentarea cu colostru bovin a demonstrat îmbunătățirea performanței la testele de anduranță cardiorespiratorie, precum și ale vitezei și forței. Se recomandă suplimentarea cu 20 de grame pe zi. La final, să vorbim despre beta-HMB, despre care găsești informații și în acest video. Numele său complet este beta-hidroxi-beta-metilbutirat și este un metabolit bioactiv format din descompunerea leucinei, un aminoacid esențial cu lanț ramificat. Deși organismul are capacitatea de sintetiza HMB, cantitatea de leucină necesară pentru a produce 3 grame de HMB este de 60 de grame de leucină, ceea ce ar însemna 600 de grame de proteină cu valoare biologică mare. Cea mai importantă funcție a HMB-ului pentru sportivi este efectul său anticatabolic, îmbunătățind sinteza proteinilor și inhibând proteoliza. Cercetările au demonstrat că suplimentarea cu 3 grame pe zi, în timpul sesiunilor de antrenament de mare intensitate sau în timpul perioadelor scurte de refacere între sesiunile de antrenament, poate îmbunătăți starea de sănătate, performanța și creșterea forței musculare. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul meu, iar dacă ai nevoie de ajutor cu programul de nutriție sportivă, te aștept la clinica mea sau online.